Nava maritimă de clasa 1 Emil Ragoviță a fost trimisă pe lacul Bigaz odată cu formarea acestuia. Construită la Constanța, era destinată cercetării pentru echipa de la stațiunea geologică Piscicolă și Marină Stejarul. Mai târziu avea să revină stațiunii Potoci pentru a fi utilizată în toate activitățile de cercetare de pe lacul Bigaz, conduse de universitarii de la Facultatea de Biologie a Universității Alexandru Ioan Cuza. Prima îmbarcare, aprilie 1960. În 1977 avea capacitatea de 50 de pasageri cu 5 membri de echipaj. Din 2002 a rămas fără echipaj la bord, iar în 2014 a fost ștearsă din analele marine și altă navă a primit numele de Emil Ragoviță. Dacă vă întrebați ce face această navă specială față de multe altele care au fost pierdute, atunci trebuie să știți că a fost fala marinarilor de pe lacul Bigaz. Nava maritimă de clasa 1 avea formă de crucișător, un motor special produs în Germania, mobilier de mahon și un corp de oțel care i-ar fi permis să trăiască și 2000 de ani. Însă timp de aproape 15 ani, nava a fost implicată într-un litigiu între două entități economice, perioadă în care și-a pierdut și cea din urmă manifestare de viață. Era cea mai frumoasă navă de pe lacul Bigaz. Și ca formă, și ca dotări, lemn de mahon, motor nemțesc, Secaleu. Era o navă extraordinară, care se făceau activități de cercetare cu studenții. Deci era proprietar pe vremea aia, era înainte de Revoluție, era stațiunea Salmonicului Potoci. Așa se chema atunci. După Revoluție, această stațiune, eu știu, s-a dizolvat în două. Din câte știu eu, a rămas o parte din stațiunea Salmonicului, iar o parte din ea a trecut la Universitatea din Iași, condusă de domnul Miron, doctorul Miron. Acolo o trebuie să facă, să predea o parte din inventar, să le ia universitatea, o parte să le ia stațiunea Salmonicului. Și această navă nu s-au înțeles, la această navă nu s-au înțeles cu care să, și cine să o ia în proprietate. S-au judecat vreo 15 ani de zile și în care nava a ajuns, cum o vedeți dumneavoastră, acum o epavă. Crucișătorul Emil Ragoviță ar fi putut să devină muzeu dacă oficialitățile prezente an de an la Ziua Marinei ar fi realizat ce importanță are, dacă nu pentru utilizarea în cercetare, măcar pentru mărturia vieții marinărești pe singurul lac artificial din țară conceput și pentru această activitate. Recent, o firmă din Roman s-a hotărât să o achiziționeze și să o taie pentru fier vechi. Lebăda lacului Bigaz mai înseamnă acum doar 30 de tone de oțel și 18.000 de lei. Un reportaj despre urmașii plutașilor de pe Bistriță și jurnalele de bord prăfuite în curând la ABD Reporter. Funcțională, foarte, foarte frumoasă navă.